Fiind unul dintre puținele locuri unde se pot desfășura antrenamentele și pregătirea sportivilor de beach handball din România, Plopeniul a devenit o alegere de top pentru loturile naționale. Astfel, săptămâna aceasta, selecționata României Under 16 se află pe nisipul din Prahova, aici unde Adrian Georgescu și Ionuț Deli Iorga îi pregătesc pe tinerii sportivi pentru campionatul european ce se va desfășura la Varna între 4 și 7 iulie. Cum altfel beach handball la Plopeni? Nu-mi pare un pic ciudat pe nisip aici, în mijlocul Prahovei? Nu este o noutate în România, am jucat beach handball și la Baia Mare, în parc. Oriunde găsim disponibilitate și oameni care să amenajeze un astfel de teren, noi venim cu drag și încercăm să ne pregătim pentru performanțele României, să zic. Iată, vă aflați la Plopeni, aici, în cantonamentul echipei care se pregătește pentru campionatul european. Așa este, ne aflăm la Plopeni, o locație minunată. Un spațiu propice pentru handbalul de performanță, pentru handbal biciu din România. La această acțiune vor participa peste 40 de sportivi, printre care sunt așteptați și 12 prahoveni. Cel puțin 12 jucători, 6 de la Ploiești, 6 de la Breaza, urmează să vină zilele următoare. Din acest stadiu de pregătire ne-am dorit să vedem cât mai mulți sportivi. În total sunt 46 pe care îi vom vedea în aceste 5 zile la Breaza, la Plopeni, scuzați-mă. Ne dorim să facem o selecție cât mai complexă, cât mai amplă și să descoperim jucători competitivi pentru echipa națională. România se află în grupa C la campionatul european de la Varna, în grupă cu Ungaria, Suedia și Bulgaria.